Ziua și bine ați revenit la Prof Online. Să nu uitați să dați like sau share. Așa să faceți și Stefania, până la treabă, e repede. Repede, poftim. Cu tema ta. Perimetrul unui dreptunghi este de 54 metri. Deci perimetrul unui dreptunghi. Dreptunghiul cum arată? Ce proprietăți are dreptunghiul? Ai în fața ta un dreptunghi? Ai putea să ai? Uitați, așa e. Dar cartea, da? Da, caietul, de asemenea fața de masă, da? Vezi un dreptunghi, are laturile două câte două, laturile opuse, egale și paralele, da? Deci A, B, C, D. Deci perimetrul unui dreptunghi, asta notăm cu el mare, lungimea, asta cu lățimea, deci perimetrul este egal cu... De ce problema? 54 metri. 54 metri, da. Lungimea este de 70 cm, mai mare decât lățimea. Deci lungimea egal cu 700 mai mare decât lățimea. Adică este lățimea plus 700 ce? Centimetri. Da? Să se afle lungimea și lățimea. Lungimea și câți metri are lățimea. Așa. Bun. Te rog să îmi spui tu, că tu te-ai ocupat de problemă, cam cum am gândit-o? Păi am transformat metri în centimetri. Deci să lucrăm cu aceeași unitate de măsură, de acord, da? Da. Deci cât ar fi 54 de metri? 5400. Punem două zerori, da? Da. 5400 centimetri. Dar în milimetri, câte zero ar fi trebuit să pună? Încă un zero, adică trei zero, da? Iar pentru decimetri, un singur zero, da? Da. Bun. Ei, după ce am găsit perimetrul 5040 cm, acum el, de fapt, perimetrul din cine este format? Din două ori mare. Da, și doi ori... Lămic. Deci două lungimi și două lățimi, da? Deci egal cu 2 el mare plus 2 el mic. Și egal mai departe, hai scriem toată lumea. Hai, repede. Nu aveți cărțel la voi? O foiță vă dau totuși să scriem, că atunci ce face? Să stăm ca la un spectacol? Nu? Eu zic că nu. Deci perimetrul egal cu de 2 el mare plus de 2 el mic. Dar el mare cât este? Păi, ar trebui să punem L plus 700. Deci în loc de L mare, vinem aici și punem L plus 700. Se va fi de două ori înmulțit cu L mare, L mic plus 700, l-am înlocuit. Da, ăsta este L mare. Și plus de două ori L mic. Și egal mai departe cu... cum se cheamă proprietatea asta când mulțirea acționează asupra adunării? Cum se numește proprietatea asta? Hai, Ricky, Miami. Cum se numește așa când zic 5 înmulțit cu 4 plus 3 și egal cu 5 ori 4 plus 5 ori 3? Poartă un nume. Înmulțirea este distributivă. Se distribuie. Deci înmulțirea se distribuie celor doi termeni ai adunării. Da? Deci acționează și la primul și la al doilea. Deci distributivitatea. Și acum aplicăm. 2 se distribuie la celor doi. Adică 2 ori L. Deci egal cu 2 ori L. Plus 2 ori, ne obișnuim cu punctul, da? La mulțire de ne apropiem de clasa 5 și așa se va folosi. 2 ori 700. Dar numai că punctul îl puneți la mijloc, da? Plus 2 ori 700. Și plus 2 ori L ăsta. 2 ori L ăsta. Și egal mai departe cu... 2 de al de L și încă 2 de al de L. Câți de al de L fac? 2 mere și cu încă 2 mere? 4. 4 mere. Deci 4 L, 4 de al de L plus 2 ori 7. Cât face 2 ori 7? 14. Deci 1400. Și este, iată, rezultatul la care am ajuns noi. Și atunci o să zicem așa. În loc de perimetru punem cât este dat de autor. Da? Cât este dat? 5400, da?
Ce zicem? Facem 4 L. L egal cu 4 L plus? 4 L. Plus 1400. Da. Nu? 4 L plus 1400. Este egal cu 5400, da? Da. Egal cu 5400. Deci 4 L plus 1400 e egal cu 5400, da? Ai scris? 4 L plus 1400 e egal cu 5400. Da. Și acum, la adunare, suma o știu. Cum aflu unul din ei? Dacă suma celor doi... 5400 minus 1400. Deci de aici rezultă că 4L e egal cu 5400 minus 1400. 4.000. Da? Egal cu 4.000. Și acum, dacă de 4 ori L mic, 4 L mic, scrim că la 4 L mic egal cu 4.000. De 4 ori L mic egal cu 4.000. Cât ar fi L mic? Păi, facem 4.000 împărțit la 4. Deci 4.000 împărțit la 4. Va fi 4.000 împărțit la 4. Și face 1.000. Da? 1.000. Și dacă L mic este 1.000, iată că am aflat, L mic e egal cu 1.000, lățimea, e 1.000 de centimetri, da? 1.000 de centimetri. Cât este lungimea? Le spune autorul, e cu 700 mai mult. Păi facem 1.000. L mare egal cu 1.000, cât este L mic, plus 700. Adică 1.700 centimetri. Transformați L mare și L mic din centimetri în decimetri. Deci vreau în decimetri. Deci ce să facem? Deci avem că L mic este 1.000 de centimetri, iar L mare este de 1.700 centimetri. Și vreau să exprimăm în decimetri. A, păi mai... Deci, 10.000. Ba, luăm un 0, nu? Da. Deci va veni 100 decimetri, iar L mare ar fi 170 decimetri. Da? Și vreau să-l scriem acum în metri. Pe 100? Mai da. 100 de decimetri, păi câți metri? 10 metri, nu? Că te-am încă un 0. 17 metri. 10 metri și 17 metri. Vedeți? Am ajuns la cele două dimensiuni, lungimea și lățimea, în metri măsurat. Aș putea în decametri să exprim? Doar 10, fără 17. Așa, deci pe aici aș spune că un decametru, dar aici nu am posibilitatea să pun un 0. Ar fi trebuit să fie un 0 sau mai mult. Să fie, sigur, măcar că da, mai minim un 0 ca să putem lucra. De acord, mergem mai departe, Ștefania, să vedem. Un dreptunghi poate fi împărțit în 8 pătrate identice, fiecare având perimetrul de 64 metri. Deci un dreptunghi poate fi împărțit în? În 8 pătrate identice. 8 pătrate identice. Fiecare având perimetrul de 64 metri. Aflați perimetrul dreptunghiului. Există un singur dreptunghi cu astfel de proprietăți? Deci mai întâi trebuie să-l împărțim în 8, un pătrat trebuie să... Nu un pătrat, un dreptunghi, parcă spune. Un dreptunghi? Aici când zice împărțit, scrie ghilimele. Am înțeles. Deci un dreptunghi, iată-l așa. Vreau să-l împart. Lichid, trebuie să mă ajuți aici, că se pare că problema e destul de dificilă. Prima dată, poate arăt? Da, să iasă pătrat. Să iasă 8. Eu m-am gândit că așa. Da, bine, două. Mai mari. Două. Două. Nu mai mari, să fie pătrat. Mi se pare că aici vine foarte bine. Deci clipa care ai spus că să fie 4, 8 pătrate, tu ai gândit foarte bine. Deci pe la mijloc, pe aici, așa, și pe urmă venim de fiecare dată să măsurăm da, cu câte unul, da?
Da. Deci mai vine încă aici o linuță și iarăși încă două drept pătrate. 1, 2, 3, 4. Și încă merg încă și mai vine încă, mai vin încă două. Și mai continuăm. Da, mai continuăm și mai prindem încă două. Deci, cât avem acum? Vă rog să renumărați. Avem 1, 2, 3, 4 și cu 4, 8. Deci ăsta este, ăsta este dreptunghiul. Deci un dreptunghi îl împărțim în 8, în 8 pătrate. Care ar fi ideea de bază? Aici vreau să... Oare noi am plecat aici destul de ciudat? Păi că abia să știm și lungimea... Asta-i! Cât să fie lungimea în comparație cu lățimea? Da. Asta, dacă sesizăm acum, noi puteam să știm deodată, să luăm, încât să meargă treaba deodată la împărțire. Cum vi se pare lungimea în comparație cu lățimea? Lungimea e mai mare, sigur. Mai mică. De acord, da. De acord cu asta, dar ca număr, de câte ori e mai mare lungimea? Lungimea de două mai mică decât lungimea. Lungimea e mai mare decât lățimea de două. E dublu. Da. Este dublu lățime. Se vede că aici, dacă sunt două, aici câte avem? 1, 2, 3, 4. Da? De fapt, eu am sesizat că e vorba de două pătrate lipite. Că ăsta, dacă îl vedem până aici, până aici este un pătrat. Da? Deci e un pătrat că aici lungimea cu lățimea sunt egale, nu? Asta așa. Deci autorul a avut în minte, pentru reușita împărțirii în 8 pătrate, ideea că vom pleca de la un pătrat. Un pătrat se împarte foarte bine în 4, foarte ușor, tot 4 pătrate. Da? Ricky, te urmărește și tu că ce frumoasă e problema noastră, nu-ți povestesc. Da? Deci e vorba de un pătrat pe care îl putem împărți repede în 4 pătrate, da? Da, îl putem împărți și acum lângă el mai punem încă un pătrat de ăsta. Și de aceea lungimea va fi dublu lățimii, că noi mai lipim încă un pătrat. Da? Deci încă un pătrat. Deci autorul a avut în minte faptul că fiecare pătrat poate fi împărțit în 4 pătrate mai mici și atunci, ca să ajung la 8 pătrate, e vorba de două pătrate lipite. Și de înseamnă că lungimea e de două ori cât lățimea, că dacă sunt două pătrate, de acord cu asta, da? Da. Bun. Deci, cum spune acolo, se spune? Un triunghi poate fi împărțit în 8. Un dreptunghi. Un dreptunghi poate fi împărțit în 8 pătrate identice. Da. Fiecare având perimetrul de 64 metri. Fiecare pătrat are perimetrul de? 64 metri. Păi ca să aflăm cât are, dar după ce spune, ce întrebare? Fiecare pătrat având perimetrul de 64. Adică un pătrat pe 1. Pe 1. Pe mic. Perimetrul pătratului mic, nu? Da. Pe mic. Perimetrul pătratului mic egal cu 64. Și după ce spune? Centimetri, nu? Aflați perimetrul dreptunghiului. Există un singur dreptunghi cu astfel de proprietăți. Deci dacă trebuie să aflăm perimetrul dreptunghiului, putem face 8 ori 64. Da. De ce 8 ori 64? Dar de ce fiecare pătrat are 64, adică perimetrul unui singur pătrat este de 64 și ca să aflăm tot perimetrul, facem 4. Ori 8, pardon. Ricky, dar de sunt acord ești de acord cu asta? Da. Bă, dacă ne păcălesc fetele. Ca să m-am gândit și... Așa te gândi, așa da, te gândi. Da, și dar dacă voi două v-ați vorbit și ne păcăliți, noi ce facem? Nu ne-am vorbit, Băi, dar, Ricky, nu ne lăsăm bă, nu, e bine. Așa? Poți face 8 și 64 la tata? Nu, că voi umblați cu păcăleli și nu... Okay. Eu nu sunt... Nu, Ricky, îmi dai voie să mă opun? Ba da, 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 îmi dau voie. Nu dai voie să mă opun? Ba da, știi de ce? Deci dacă sunt unite, ăsta e 64, dar după într-un fel ăsta rămâne pe partea asta. Ai.
Asta e poanta. Și dacă luăm de exemplu pătratul ăsta, ăsta o să rămână fără partea asta. Sigur că da. Știu cum. Deci trebuie să aflăm 64 împărțit la 4, deoarece are 4. Da. Și ne dă... Să zic mai puțin. Merge... 64 împărțit la 4? 64 împărțit la 4? Merge de 6 ori, 16 ori. Odată, 4, da. Nimic... Ba da, 24. 4 merge de 6 ori. 16 ori 4. 16 are asta, da? 16 da. Centimetri. Și acum 16 ori 4. Așa. O face eu? 16 ori 4. 16 ori 4. De fapt, lungimea, nu? Lungimea este acum. Deci e lămare. Chiar așa zic. Da. Lămare este egal. Lămare. Ai văzut tu, Stefania, că ai umblat cu minciunele? Lămare egal cu 16 ori 4 și egal cu? Egal cu 4, 64. 4? 64. Am zis că renunțăm la punctul de acolo, la mijloc, da? 16 ori 4 și este egal cu 64 în lungimea. Lățimea. Lățimea acum. Dar nu toate, ori 2 după. Bine, asta când ne apucăm de perimetru. Dar am aflat lungimea, lățimea. 16 ori 2. 16 ori 2, că-s 2. Deci lățimea egal cu 16 ori 2. Deci sunt două laturi de ale pătratului. Una, două. 16 ori 2 și egal cu 32. 32 lățimea, vezi? Da. Lățimea e 32, lungimea este 64 și acum perimetrul Stefania, cât va fi perimetrul dreptunghiului? Păi, 32. 64 plus 32 și am adunat numai pe asta cu asta. Dar și ăsta trebuie. Și cu încă... Încă 64? De, și putem face 64 ori 2 plus 32 ori 2. Sigur că da, e două ori. Deci, sau cum ai spus tu, Stefania, 64 și cu 32 și mulțeam pe urmă de două ori. Da. De deci, fapt, 64 ori 4. 64 da? Ori 2, de fapt, da. Ori 2, 64 ori 2, punct, punct. Da? Perimetru, zic, perimetru este egal cu, egal, te rog, 64 ori 2 plus 32 ori 2. 32 ori 2. Și face cât? Egal mai departe, să lucrezi și tu. Deci perimetru egal cu 64 ori 2 plus 32 ori 2. Așa. 128 plus 64 și egal cu 4 și cu 12. 8 cu 1. Deci 9, 192, 2 ăsta îl scrii mai mare, că cât ai te-ai dus la dreapta și mai mic, și mai mic ai scris, da? Deci, 2 a fost. 192 este perimetrul. Ce mi-ai spus voi? E de 8 ori 64. Cât ar fi fost? 8 ori 64, îmi dădeți un răspuns aia. Da, pot să văd? Ne-a spus 8. De 8 ori 64. 64, da. 8 ori 64. Vedeți cum din grabă putem da și răspunsul ai. Noroc că el a fost foarte atent. Eu am zis. Nu, Rick i-a spus. Ba nu. El se concentra pe problema lui de la mate. Așa, el n-am nicio treabă. Care trebuie să le facem. Am înțeles. Gata. Mergem mai departe. Alte probleme, te rog. Nu mai am atâta. Mai facem una de... Deci le spunem mai noi. Facem și una de acolo la întâmplare. După spunem și noi? Da, după aceea facem și noi. Dictează tu o problemă la care... La întâmplare. Cum faci tu? Cum faci el? Din urmă, de acolo. De aici. Nu, da. Hai. Uite pe asta aici. Citești tu pe asta. 30 și cât? Da. Dar cu desenați pe căieți. Nu! Alta. Acolo care să fie o problemă, să raționăm, să lucrăm, să gândim. Desenați pe căi, da, aia. Hai. Lungimea unui tren dreptunghiular este de 4 ori mai mare decât lățimea.
Așa. Acest trenzeu se împrejuiește cu gard. Da. Astfel, în prima zi, jumate din lungimea gradului, a doua zi, 3/5 din lungimea rămasă. 3 pătrimi? Sau 3 cincimi cât azi? Așa, 3 cincimi. E 3 supra 5. În loc să scrii așa, atenție copii, în loc să scriu 3 supra 5, da? Se scrie și în felul următor. 3 cincimi. Da, știu. Da? Știți asta. Asta vreau să spun. Din lungimea rămasă. Chiar a treia zi, ultimii 8 metri, să se afle perimetrul și dimensiunile acestui tren. Gata. Acestui tren? Da. Sau gard? Deci mai spune o dată ca să anotăm. Da. Lungimea unui tren dreptunghiular este de 4 ori mai mare decât lățimea. Deci lungimea de 4 ori mai mare decât lățimea. Deci dacă o fac asta atât, da? Dacă ce lățimea... de 4 ori mai mare? Acum am zis una, două, se poate trei, și patru. Am, ca să fie eu sigur că am zis de 4 ori, da? De 4 ori. Bine? Ca să fie de 4 ori. Acum șterg segmentele acestea și iată lungimea unui tren așa arată. Unde, nu, lungimea, el mare, avem că el mare este egal cu de 4 ori el mic. Hai, da. Stefania, desenăm dreptunghiul, desenăm și noi, facem toată problema. Deci un dreptunghi, tu iei de câte pătrățe ai luat-o? De 1, 2, 3, parcă? Și de 4 ori 3, 12. Și 12 în rest. Și atât am desenat trenulețul. Acum, citim mai departe ce spune autorul. Acest tren se împrejuiește cu gard. Așa. Astfel, în prima zi, jumate din lungimea gardului. Deci în prima zi, jumătate din lungimea gardului. Dar lungimea gardului e tocmai perimetrul trenului. Da. Păi, dacă punem gardul pe lângă tren... A, da, da, da. Nu ar fi tocmai perimetrul trenului. Trebuie să avem atât. Da, prof, poate nu total perfect, poate este puțin spațiu între. Asta e, mă, problema. Cum să pui exact pe lângă? Da? Să ne înțelegem. Cu toate că ar fi posibil. Autorul are în vedere faptul că se lipesc scândurile acelea ale gardului de tren. Da. Cum stau roțile acolo, în sfârșit, pe lângă, exact pe lângă locomotivă, venim cu gardul. Nu lăsăm spațiu. Că tu ai gândit bine. Dacă lăsăm de o jumătate de metru spațiu, atunci mai are rost problema? Nu prea mai are, dar merge pe varianta că lipim. Poftim. A doua zi. Deci prima zi cât face? Jumătate din lungimea gardului. Dar lungimea gardului din cine este format? Din două lățimi și două lungimi. Da, adică perimetrul dreptunghiului. Perimetrul dreptunghiului acesta. Adică în prima zi, jumătate din gard, adică se face o lățime și o lungime. Deci în prima zi face atât, uitați-și, gardul. În prima zi. A, da. Da? Că zice jumătate din gard. Rămâne de acum partea cealaltă. Adică o lungime și o lățime. O lungime și o lățime. Deci în prima zi, cât înseamnă el mic plus el mare. Bun. A doua zi, 3/5 din lungimea rămasă. Din lungimea gardului, adică din cât au rămas? Din partea cealaltă. Da. 3/5, da? Da. Noi să facem ca și cum aș întinde toată partea asta. Deci, din câte este, câte de acestea sunt aici? 4 am zis noi, parcă, nu? Da. Deci jumătate, așa, așa. Deci, în total, dacă vreau să văd lungimea gardului rămas, cam așa ar fi. Și câte porțiuni ar trebui să-l prind aici? 1, 2, 3, 4, 5. Nu? 5. Deci, eu cam până aici să spunem că este cine? Este lungimea, unde trebuie să am câte bucăți de astea? Trebuie să am 4. Da? 4.
și a cincea zi, și a cincea e lățimea asta. Cu alte cuvinte, din câte, ca și cum aș fi întins pe asta și am în prelungire, da? Am făcut-o pe un segment. Iar a treia zi, ultimii 8 metri. Deci cât face din asta? 3 cincimi. 3 cincimi. Ce reprezintă 3 cincimi? Cine poate să-mi arate 3 cincimi din segmentul ăsta? 3 cincimi. 3 cincimi. Luăm 3 din... 3 de acesta. Da. Când totul a fost împărțit în 5 și am luat 3 cincimi. Deci, practic, în a doua zi, nu? Până aici a doua zi. Iar a treia zi, deci a doua zi, 3 cincimi din el mare plus el mic, așa. Iar a treia zi, ultimii 8 metri. A treia zi, de fapt a treia zi ar fi 2 cincimi. Da. Nu? Deci a treia zi, a treia zi, egal 8 metri, care înseamnă de fapt câte cincimi am spus? 2 cincimi. 2 cincimi. Cine spune dacă 2 cincimi știu cât înseamnă 8 metri? Aș putea să aflu o cincime? Dacă două cincimi înseamnă 8 metri. Două o cincime? Deci, 4 metri. 8 împărțit la 2. Sigur că da, deci deoarece două cincimi, astea două împreună fac 8 metri. Una singură cât fac? 4 metri. Da? 4 metri. Și acum dacă știu una de asta, pe cine am aflat eu? Ia uitați, pe cine am aflat? Pe lămic. Pe lămic. Deci în problemă știu rapid. Lămic. L mic egal cu 4 metri și L mare cât va fi? Egal cu 4 și ne dă... 4 16 metri. Deci am aflat lungimea și lățimea gardului. Da. Da? Lungimea și lățimea gardului. Și ce ne s-a cerut în problemă? Să aflăm din problemă, să aflăm? Să se afle perimetrul și dimensiunile acestui trei. Da, am aflat dimensiunile. Dimensiunile am aflat. Da. De 4. Da, da și o face eu acum. Și perimetrul. Cu cine este egal perimetrul, Ștefania? Este egal cu L ori 2 plus L mare ori 2. Așa, de 2 L mare plus de 2 L mic. Deci plus într-un limbar de asta. Adică 4 L. Nu-i de 4 L. Poți să fac la tata? Poftim. Hai să vedem. Deci, spunem perimetru este egal cu perimetru este egal cu de 2 ori L mic 2 ori L mic fără ăla punct, punct deci de 2 ori L mic plus de 2 ori el mare și acum perimetru este egal cu 2 ori 4 așa, plus 2 ori 16. 16 și este egal cu 2 ori 4, 8. 8. Plus 2 ori 16. 2 ori 6, 12. 3 ori 1, vețin. 3. 32. Deci, P egal cu 8 plus 32? 40. 40. 40 de metri. Am aflat perimetru și gardului și dimensiunile. Da? L mare și L mic. Deci, unde v-a plăcut? Cine îmi spune unde a fost ideea principală în problema asta? A fost că adică conta și distanța dintre atât și între. Da, dar am acceptat. Am acceptat ideea că gardul se lipește de tren, da? Așa a fost o primă... Ricci a venit cu chestia asta, că dacă eu leac mai din așa, nu mai merge treaba. Și am zis, băi, gata, o lipim. Și? Și că... Alt moment important al problemei. Unde vi s-a părut vouă că a fost problema foarte interesantă? Metri și am tradus cei 8 metri ca fiind 2 cincimi. Da. Aici a fost cheia. Foarte tare. Și a mai fost un moment mai înainte.
Care a mai fost un moment mai important, interesant, înainte de a observația asta care ai fost spus-o tu? Când spunea la problema 3, bagă la 5. 3 cincimi din a doua zi, aici mi s-a vorbit foarte tare. Zice, în a doua zi faci 3 cincimi din cât a mai rămas. Ei, acest, zice că prima zi faci jumătate din gard. Și de jumătate din gard înseamnă un lămare plus lămic. Și a mai rămas un lămare plus un lămic. Și ce am făcut eu cu lămare ăsta și lămic? Le-am pus pe o singură dreaptă, da? 4 de astea, 1, 2, 3, 4, până aici este lămare. Și pe un lămic în continuare. E, ideea asta a însemnat, ușor de sesizat, că sunt 5 segmente puse. 1, 2, 3, 4, 5 segmente de lămic. Da? Lămic, 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 lămic. Da? 5 de astea. Și când spune că a doua zi face, a treia zi face, sau a doua zi face 3 cincimi din asta. Nu puteam să văd 3 cincimi. Era foarte greu dacă nu făceam chestia asta. Da? Deci, vedeți? În fiecare problemă este câte o chestie ascunsă. Un moment foarte frumos al problemei. Și aici e frumos, a fost momentul acesta. Bun. Haideți să trecem acum la tema voastră. Așa, eu vreau să vreau. Noi ați prea deja cartea. Testul l-ați terminat? El a terminat de a vedea ce a făcut acum, între timp cât noi făceam problemele. Așa. Dar sunt grele? Nu. Ia să vedem. Hai să vedem la ce le face. Eu nu știu decât una. Deci, între 10 agricultori s-au organizat un curs privind recoltele de cartofi de terenul cu aceeași suprafață. De pe terenul. A, de pe terenul cu aceeași suprafață. Cantitățile obținute sunt 8.912 kg, 9.600 kg, așa. Completează clasamentul. Asta-i facem acasă, că e foarte simplu. Deci, practic, sunt niște trei numere și le ordonați, nu? Da. Păi așa, sunt trei numere. Da. Nu sunt trei, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 agricultori, nu? Care au obținut producții... Agricultori. Da. Accent. Da. Accentul ții tu foarte bine în minte. Deci, vreau să zic că, practic, trebuie să ordonați cele 10 numere. De acord? Da. Așa. Mai departe, o altă problemă, să așa, fiecare decesorul și succesorul următoarelor numere naturale. 2? Zi. 2? 2 e ușor. Da, bine. Așa. Deci numărul este 999.999. 999.999.999, da? Da. 999.999. Ce înseamnă succesor? Succesorul cel dinainte. Da. Cel dinainte. Da. Nu? Da, predecesorul ce înseamnă? Niciodată nu cel... Mai adică, de exemplu, la 999.999, predecesorul este un, cum se spune? Cel din... Un infinit? Nu, nu un infinit. Nu. Milion. Un milion. Deci, copii, vreau să înțelegeți așa, că el mai mare se cheamă succesorul care urmează, iar ăsta din spate se cheamă predecesor, care a fost înainte. Da. Deci, succesorul, predecesorul. Păi succesorul începe cu predecesorul. Predecesorul este... Predecesorul mai puțin cu 1, deci vine 9, 9, 9, 9, 9, 8. De acord? Da. 999 980 998. Da. Iar succesorul este 1 milion. Da. Da? 1 milion. Da. Deci iată, succesorul este 1 milion. Deci succesorul este cel care urmează și predecesorul cel este care a fost anterior, da? În față. Acum, 200... Vă mai dau încă un exemplu. Avem spuneți-mi, mai pe, mai aveți voi? Da, da, avem mai multe. 200.000, 200. 200.000, 200. Predecesorul este 200.000,
199. Corect. Cu unul mai puțin, deci 200.000. 200.199, asta este. Și succesul este 200.201. 200.201. Corect. Corect. Așa. Acum 821.000. 821.000. Ștefania vorbește, să-mi scrie, spune predecesorul și apoi succesorul. Predecesorul este 8.000. Nu e 8.000? 820.000. 820.000. Poți spune numai... eu după ce urmează? Da, nu, o secundă să terminăm cu Ștefania. Ștefania, cu unul mai puțin. Deci scădem un 1, practic. Și că dacă scădem un 1 din numărul ăsta, cât face el? 1 din 0 nu se poate, din 0 nu se poate, din 0 nu se poate. Din 1 ăsta ne duce și ne împrumutăm. Da. Și acum am făcut aici 9 și aici 9. 10. 10? Da? Păi cum să facem? Luăm dintr-o 1000. Păi 10 minus 1. Da, 10, credeam că atunci când scădem ne dă 10. Nu. Acum, să zicem, 1 din 10 face cât 1 din 10, 9. Apoi 9 rămâne. Aici dacă am luat pe 1 rămas 0. 2, 8. Da. Deci este 820.000. 1999. Deci 820.000, 999. Și cine este succesorul? Cine este succesorul? Adică succesorul, poți să-l spun? Nu știu, mai vreau. 822. Păi succesorul cu unul mai mare. Imediat. La 821.000, dacă mai punem pe 1 acela, la unități umblăm. Da. 821.000. 1. 821.000. 1. Așa, 821.000. 1. Asta este. Michi, asta-l facem acasă, că trebuie să facem tabelul. Nu. Deci, completează tabelul cu lista... Mai, nu mai aveți aici să mai scrieți ceva? Nu. Ia să vă dau încă un exemplu. Nu. Vreau 7, 0, 3, nu. 700.000. Spuneți-mi la 700.000 care este predecesorul. Deci la 7... Poți spune... Nu, Ștefania, vreau. Ștefania, la 700.000 care este predecesorul. 700.000 minus de 90. Păi, trebuie să scădem 1, nu? Minus 1. Și zici, acum. 1 n-am, nu găsesc nici aici, nici aici nu găsesc, nici aici nu găsesc, nici aici nu găsesc. 6... Așa, 600. 600. 699.000. 999. Nu așa vine? Da. Nu vine așa. A, da. Bă. 699.000 și să-l punem în față. 699.000, 999. Iar succesorul? 701. Sigur că da, unul acela se pune aici în coadă. Deci 700.000, 1, 700.000, 1. Așa, după. Completează tabelul cu lista cumpărăturilor făcute de mama. Așa, deci spune așa, adus să spune... Nu, poți fac eu, de ce e asta? Scrie 2 kg și apoi... 2 kg prețul și noi trebuie să scriem costul. Costul. Cât deci, 20 de lei, 9 lei, 8 lei. Lapte. Lapte. Așa. Cantitatea. Deci, așa, să facem un tabel care să însemne... Mai întâi produsul. Produsul. Cantitatea. Prețul, costul. Are și el cartea vechi. Da, cantitatea. Prețul. Costul.
și în postul. Deci, mama face cumpărături și iată ia lapte, 2 kg. Ia 2 kg de lapte. Și, pune, și prețul e 10 lei kilogramul. 10 lei kilogramul. Și costă, adică dacă 1 kg costă 10 lei, 2 kg costă 20 lei. Deci scrie costul 20 lei. 20 de lei dă mama pe lapte. Oi, ce scump e, doamne. Așa, lapte roșii. Roșii, 3 kg. 3 kg. A câte 3 lei kilogramul? 3 lei kilogramul, 3 lei pe kilogram. Acum Stefi spune, te rog. 3 ori 3, nu? 3 da. Ori 3, 9. 9 lei. Da, 9 lei. Apoi, struguri. Struguri. 2 kg. A câte 4 lei kilogramul? 2 kg, care 4 lei pe kilogram. Și n-avem 2, 4, 8. Și dă 8 lei. Direct. 8 lei. Gata? Apoi pâine. Și pâine. Și pâine. Două bucăți, a câte un leu, a câte un leu bucata. Pâine. 3 bucăți, a câte... Două bucăți, mai micios. Aha, ha, ha, să vă așa, un leu. Pe bucate. Și 2 ori 1, 2 lei. 2 ori 1, 3. Ba nu. 2 ori 1, 3. Da? 2 ori 1, egal cu 2. Da. Și totalul, care este? Ne spuneți și totalul? Nu, zicem noi. A, 20 cu 9, 29, 29 cu 8. A, putem 20 cu 8, 28, 28 cu 2, 30, 30, 39. Deci aș face 10 cu 20, 30, cu 9, 39. 39 lei. Total. Curcubeu. Wow. Așa. Să mergem mai departe. Hai, repede. Stai mai puțin să scriu și eu. Scrie și tu. Mai așteptați? 29, 9, 8, 2. 8 și 2. Bine. Scrie cel mai mare număr par de 6 cifre din stincte. 987.654. Ba nu? Ba da. Ba da. Deci, cel mai mare număr, cel deci, mai mare... număr par de 6 cifre distincte. Și distincte sunt diferite. Deci, nu 9, 8, 7, 6, 5, 4. 9, 8, 6, 6, 5, 2, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1. Bravo! Bravo! 6 numere! Păi... M-am păcălit! S-a scăvățit numărul. 987 de milioane, 654.321. Deci este corect. 987 de milioane, 654.321. Dar fiindcă vrem mai 6, le luăm pe astea 6, da? Da. Așa. Ne-a făcut curcubeul. Deci 987.000, 654 este cel mai mare da. Număr par. Vreau să scriți pe cel mai mic număr din 6 cifre. Pot eu să fac la tablă? Poți să fac la tablă? Profu, poți să scriu? Poftim. Cel mai mic număr. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 0, 2, 3. Să găsi numărul. 4, 5, 6. Dar cel mai mic, am zis cel mai mic număr par. Azi, spart? Da. A, pe atunci e și 6. Așa, 6. Deci obligator, că am zis cel mai mic număr din 6 cifre, par. Stai să scriu mai mic. Da, foarte șmecher a fost aici. Ați văzut ce a făcut? Stai să te corectez. Da, da. Deci ce a făcut? A mers așa, neapărat unul la început și clasa, pe urmă, la sutele de mii, a venit cu 0. Da. Și neapărat o altă cifră. Mă enervează. Da? Te enervează? 44 de minute. Da. Cât 44 de minute putem opri? Și avem poate o pauză. Publicitate.